Și mergem acum mai departe, doamnelor și domnilor. Peste un sfert dintre români nu știu ce conțin alimentele pe care le consumă, o arată studiile. Puțin sunt atenți la etichete și cumpără produse naturale. În cazul brânzeturilor, spre exemplu, nu mulți știu cum să le aleagă pe cele care nu conțin chimicale sau lapte praf. Există însă câteva metode prin care putem identifica dacă brânza este naturală sau nu, eliminând astfel riscul de a fi mințiți în legătură cu calitatea produsului. Ea nu este perfectă, nu există telemea perfectă care e făcută din lapte natural și în momentul în care, ea, dacă și vedeți, are anumite găuri și în momentul în care o și tăiem, ea și rămâne pe cuțit. Asta reprezintă grăsimea ei. Deși arată aproape identic, o mare parte din brânzeturile comercializate în magazine nu sunt produse din lapte natural și conțin zeci de chimicale. O brânză falsificată, practic, se înlocuiește proteina animală cu cea vegetală, iar ca să ne dăm seama cum este o telemea naturală, ne uităm prima dată la prețul produsului, pentru că, de exemplu, pentru un kilogram de telemea de oaie proaspătă, intră undeva la 3-4 litri în perioada asta ce urmează de lapte, iar litru este undeva la 6-7 lei. Valabilitatea produsului reprezintă de asemenea un criteriu important. Cele care sunt falsificate de regulă sunt vidate și ne putem vedea și în funcție de valabilitatea lor, că dacă au un termen foarte lung, atunci ne punem un semn de întrebare. Chiar dacă nu știau aceste diferențe, oamenii aveau propriile modalități de a-și da seama de proveniența produsului. Mai mult contactul cu oamenii, cu vânzătorii, cu producătorii, e important pentru mine decât proveniența, calitatea. Este